Succes, frate! Nici dar nu faci ce? Dă-i un zoom! Sânge-l, mă, pare, mă, oricum, mă, ai drum! Cam pe la ce oră s-a întâmplat, în primul rând? Este o oră și o oră, maxim o oră jumate, din care a fost problema, dar... A venit și a făcut o tură pentru tot și eu, din tura care a făcut-o, nu pot să-mi dau seama cum și în ce calitate și în ce sprijin nu mi-a avut forță ca să ridici în sus și în loc să se ridică în sus deasupra cășilor, o coboră direct în casă. S-a auzit un zgomot puternic? Sau ca o bombă, nu altceva. Ca o bombă. Miracol. Bine era de el dacă trăia el, dacă trăgea parașuta să fie zburată, de-o nu știu, nu mai au timp, mi se crede. La înălțime mare deasupra caselor. Nu a fost la înălțime mare, 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 dar peste căști, dacă au fost la o... aproximativ o sute de metri mult. N-aș putea să spun nimic, îmi pare rău de el. Locuiți aici în apropiere? Da, trei case. Și cum a fost înainte să cadă, cum s-a văzut? Înainte să cadă nu s-a putut vedea nimic decât el a făcut o tură și din tura care a făcut-o nu mai a avut forță nici să se ridice, că dacă se ridica era o salvare pentru el. Uita telefon, Lidia, din București. Nu am putut întâmpla la voi. Deja s-o dat pe știre? Din primele cercetări efectuate cu ocazia cercetării la fața locului s-a stabilit faptul că moartea pilotului a fost violentă. Urmează să stabilim în ce împrejurări a avut loc pierderea controlului aeronavei pe care acesta o pilota, urmând ca mâine, în prezența și altor specialiști care vor sosi de la București, să desfășim cauzele de punere tehnică ale acestui accident. Vă vom putea oferi lămuriri suplimentare cu privire la acest cale. De unde venea și unde merge? S-a scurtat. Da, dar nu este niciun pericol de explozie, incendiu sau alți factori perturbatori de acest gen. Ia și poliția să vadă românilor și că avem poliție exterioară.